Bună seara și bine v-am regăsit la Infomedica. În această seară vom vorbi despre un subiect, nici nu știu cum să-i zic, dar este un subiect interesant, mereu actual și foarte necesar, pentru că, deși avem mijloace de informare, avem tot felul de metode, populația este încă neinformată, ca să nu zic altfel, și reticentă la metodele contraceptive pe care să le achiziționeze în urma unei consultații medicale, deci în urma discuției cu un specialist. Alături de mine este doamna doctor Nicoleta Lamatic, specialistă în planning familial. Doamna doctor este medic, de, medic primar de medicină de familie și specializată pe planning familial. Bună seara și mulțumesc că ați revenit la noi! Bună seara și bine ne-am reîntâlnit. Bine ne-am reîntâlnit, din păcate nu cu vești atât de bune. Ne-am văzut ultima oară la o emisiune acum mai bine de un an de zile. Și cam așa ne vedem, cam la un an de zile, 6 luni, un an de zile. Și sunt foarte curioasă să știu dacă cu trecerea timpului s-au mai schimbat lucrurile în bine. Pentru că acum mulți ani de zile când ne-am cunoscut, făceam tot felul de știri informative despre cum să vină femeile de toate categoriile, că beneficiază de consultații gratuite, că sunt programe pentru anumite categorii sociale, că există posibilitatea să ai o viață sexuală controlată și să nu ajungi la avort. Și totuși, care e situația după atâta timp? Să încep cu partea bună, și anume că, într-adevăr, contracepția rămâne un subiect de actualitate. Gama de contraceptive s-a lărgit, accesibilitatea acestor metode este crescută. Partea mai puțin mulțumitoare este aceea că adresabilitatea la cabinetul nostru, hai să spun că a rămas constantă, dacă nu este într-o ușoară scădere. Și totuși, la fel de bine, statisticile arată că numărul de avorturi în România și inclusiv în județ este în scădere față de anii anteriori, dar ceea ce nu știm este dacă se datorează metodelor contraceptive moi, moderne sau celor tradiționale. Tradiționale sau băbești? Tradiționale. Eu am răspuns cu plăcere și nu numai cu plăcere, dar și cu interes invitației tale, pentru că aș vrea să facem din această emisiune o invitație pentru viitoarele, dar și pentru persoanele care folosesc deja un mijloc de contracepție, de a veni la cabinet pentru a beneficia de o consiliere contraceptivă. E adevărat că în ultimul timp cabinetul nu a mai fost aprovizionat cu niciun mijloc de contracepție de care ar fi putut să beneficieze anumite grupe de populație, așa cum prevede Programul Național de Promovare a Sănătății Sexuale și Reproductive. Dar asta nu înseamnă că noi nu suntem acolo și că putem să transmitem informații, putem să asigurăm o monitorizare ulterioară, adică pe parcursul folosirii unei metode de contracepție. Și putem să facem mai mult decât contracepție, cum de fapt am spus de fiecare dată, pentru că planificarea familială, într-adevăr, e axată în mod special pe aceste servicii de contracepție, dar se preocupă de promovarea sănătății sexuale și reproductive, ceea ce presupune și depistarea unor boli cu transmitere sexuală, presupune și recoltarea PAP testului sau a examenului citovaginal Babeș Papanicolaou în ideea prevenirii cancerului de col uterin, presupune și consiliere premaritală și nu în ultim rând educație pentru sănătate în rândul tinerilor.
Deci nu e doar pentru femei. Deci este pentru un cuplu, este pentru sănătatea cuplului. Asta vreau să înțeleagă cei de acasă, că nu se duce numai femeia. Femeia e responsabilă că ea poartă sarcina, ea nu s-a ferit. Știți cum se discută așa fără bun simț în anumite medii. E vorba de sănătatea unui cuplu, pentru că și în cazul unei boli, dacă o are unul din parteneri, automat o ia și celălalt. Evident. Bun. Haideți să vorbim înainte de metodele contraceptive moderne, să discutăm despre fiecare în parte, despre cât sunt de sigure și de comode, să discutăm despre această consiliere. Deci, toți știm, care am trecut pe la ofițerul de stare civilă, că trebuie să avem niște certificate prenupțiale pe care le luăm de la planning. Da? Mergem acolo la camera 136 așa, din policlinică și doamna doctor ne primește cu multă bunăvoință, dar ar dori să și discute cu cei doi. Da, dacă am să dezvolt în câteva minute ce înseamnă consilierea premaritală. Noi am ales să facem certificate prenupțiale și din acest motiv, și anume de a discuta despre contracepție cu acele persoane și evident cupluri care sunt interesate și responsabile de viața lor sexuală și reproductivă. Încât dacă vorbim despre prevenție, iată că acesta este un bun moment. Nu facem numai noi certificate prenupțiale, am și colegi medici de familie care întocmesc acest act. Văd mai mult decât a scrie un document a cărei importanță e clar, nu vreau să o discut. Dar nu este foarte ușor, pentru că persoanele vin focusate pe a obține repede acest document, a merge și a depune actele la starea civilă și nu toate au răbdarea să discute și despre viața lor sexuală. Sigur, respectând drepturile clientului, adică mergând cu întrebările până acolo unde doresc aceste persoane să ne lase, dar explicând că este momentul unei informații și a pertinente, competente, care înseamnă să-și păstreze, să-și promoveze viața reproductivă. Pentru că, până la urmă, contraceptivele la ce folosesc? La a ajuta fiecare individ și cuplu să-și planifice momentul când să aibă un copil, numărul de copii, să spațializeze sarcinile sau pur și simplu ce să facă dacă chiar nu doresc absolut deloc un copil. Unele persoane ascultă din politețe, îmi dau seama, altele chiar sunt interesate. Altele deodată spun, dar știți, noi nu ne-am început viața sexuală și le explic că nu este până la vârsta noastră. Dar zic, dar nu există o vârstă limită de la care trebuie neapărat să se înceapă viața sexuală. A fost decizia dumneavoastră, o respect, dar totuși cred că, cu atât mai binevenite sunt informațiile și despre contracepție. Dar mi s-a întâmplat un episod pe care aș dori să-l povestesc. Acum două săptămâni, la certificatul prenupțial, a venit un cuplu. Femeia era gravidă, vizibilă sarcina, și în momentul în care s-a apropiat de masă ca să semneze pentru primirea certificatului prenupțial, deodată am simțit un miros de tutun. Și am întrebat-o, pentru că până în acel moment chiar nu mi-a trecut prin minte să întreb dacă fumează. Am discutat despre ultima menstruație, despre cum merge sarcina, cum evoluează, dacă este monitorizată, când va fi dat, care e data probabilă a nașterii. Și atunci, cu uimire, am întrebat-o de a fumez și foarte senină mi-a spus că da. Evident că n-am putut să nu îi explic care ar fi consecințele fumatului în timpul sarcinii și atunci și discuția noastră, care până în acel moment a fost despre sarcină, despre contracepția postpartum, adică după naștere,
s-a concentrat pe fumatul și sarcina. Nu știu dacă am reușit să o conving să abandoneze fumatul și am avut așa o senzație de frustrare și încă o dată convingerea că, din păcate, gradul de informare și de educație pentru sănătatea populației, inclusiv sau mai ales legată de această parte a vieții noastre, are lacune. Și atunci, iarăși mă întorc, cât de important este să discutăm despre viața sexuală, reproductivă. Da, despre sarcina și-a dorit-o? Da, da, și-a dorit-o, n-a fost o întâmplare. Dar chiar dacă a fost o întâmplare, mi se pare, ca să mă exprim totuși elegant, un grad de inconștiență să faci dintr-un copil care încă nu s-a născut un fumător pasiv. Bănuiesc că și viitorul soț sau tatăl copilului fuma. Da, desigur. Am invitat-o să vină la cabinet după ce va naște, sperând că poate și va schimba ceva în stilul de viață, dar mai ales sperând că va și alege un mijloc de contracepție potrivit ei. Pentru că mi-amintesc că mă întrebai, și e o întrebare pe care o mai primesc, care este metoda de contracepție ideală? Și răspunsul, de fapt, este că nu există metodă de contracepție ideală și că totuși cea mai bună metodă este metoda care îi se potrivește fiecărei persoane la un anumit moment din viața ei, încât această persoană, deci va fi în situația fiecare după... Fiecare persoană sau fiecărui cuplu? Persoane și cuplu, desigur, pentru că viața poate sexuală... Ea vrea cumva și el evident, vrea altceva. Evident, deci viața sexuală presupune un cuplu și presupune responsabilitate în egală măsură din partea celor doi ce alcătuiesc cuplu. Și revenind, ca să încheie această poveste, această viitoare mămică va fi în situația în care a născut, ar fi bine să folosească un mijloc de contracepție, dar nu oricare, pentru că eu sper că atunci va fi nefumătoare sau nu, și atunci, din nou, trebuie cu foarte mare atenție monitorizată această femeie și probabil că nu este singura în situația aceasta. Bun, haideți să vorbim despre cuplurile care aleg să stea de vorbă cu dumneavoastră. Sunt la fel de deschiși și el și ea? Atunci când vin pentru certificat prenupțial, da, sunt deschiși, așa cum spuneam, până la un punct. Unii replică, știm suficient, nu mai vrem, ne ajunge, și totuși eu în continuare, ca un consilier ce sunt acolo, le cer permisiunea și transmit câteva informații. Sunt și cupluri, în schimb, care doresc realmente, vizibil, informații, conștienți probabil de faptul că nu tot ce se citește pe internet este dintr-o sursă sigură și conștienți probabil și de faptul că această contracepție trebuie să fie personalizată. Exact ce spuneam adineaur, să țină cont de specificul, de profilul fiecărei persoane și de specificul fiecărui cuplu. Și pentru că am plecat de la consiliere, nu facem consiliere numai cu ocazia întocmirii certificatului prenupțial. Facem consiliere ori de câte ori cineva ne intră în cabinet, chiar dacă este pentru o vaginită, chiar dacă este pentru recoltarea PAP testului, evident, consiliere adecvată fiecarei persoane, și cu atât mai mult facem consiliere contraceptivă cuplului sau femeii care intră în cabinet. Dar e adevărat că pentru contracepție de obicei vin femeile, exact pe principiul că e mai mult responsabilitatea femeii decât a cuplului. Da. Da, dar consider că este un bun moment și acesta. Important să vină, după care treptat, dacă are răbdare și deschidere, poate să-și aducă și partenerul. Oricum noi explicăm în cadrul consilierii că decizia este a ei, deci a clientei, și ținând cont de ce se întâmplă în cuplul respectiv. Spuneți-mi,
dacă nu vin sau nu vine o tânără sau o femeie pentru certificatul prenupțial, ci vine pentru a se informa. Da? Are nevoie, că poate asta e un pic mai dificil sau nu știu că are sau nu are nevoie de o trimitere de la medicul de familie. O va costa ceva? Care sunt informațiile pe... E foarte bine să reamintim, planificarea familială face parte dintr-un program național și atunci nu presupune trimitere de la medicul de familie, nu presupune niciun cost pentru consiliere. Sigur că sunt și lucruri pe care le facem care înseamnă un cost, de exemplu, recoltare de examen bacteriologic vaginal, dar în contracepție nu vorbim despre costuri și nici despre trimitere. Sigur că începem cu o consiliere și acolo unde este cazul fac și o consultație și dacă ulterior este nevoie de trimitere pentru investigații paraclinice, de exemplu pentru analize sau pentru o ecografie sau pentru un consult de specialitate, eu explic persoanei că dacă dorește ca toate acestea să le aibă gratuit, să le facă gratuit, va trebui să se întoarcă la medicul de familie pentru că noi nu avem contract cu casa de asigurări și atunci nu le pot ajuta în a le da o trimitere în urma căreia să beneficieze de gratuitate. Dar, repet, consilierea și consultul în planificare familială sunt gratuite. Mai sensibil așa, despre domnișoarele care își încep viața sexuală înainte de majorat, e alegerea lor, nu judecăm pe nimeni, dar se întâmplă să-și înceapă viața sexuală destul de repede. Da? Trebuie, nu știu, o rușine sau nu discută lucrurile astea acasă, nu se duc să le spună mamei sau imediat la 14 ani, hai cu mine la doctor ca să iau pilulă sau hai să ceva. Pot veni și singure. Sunt minore și atunci nu putem să le dăm decât sfaturi. Deci nu am putea, oricum nici nu mai avem în cabinet Bun, dar și nici pilule, sfaturile astea sunt dar importante decât sfaturile să se ajungă, exact. da? Deci nu numai, Le primiți să le evident, sfătuiți chiar dacă evident. n-au 18 ani și nu sunt cu mama? Noi primim pe absolut oricine, pentru că e aceeași situație sau în același context, ca și cum am merge într-o școală, da? E sigur că acolo avem acceptul dirigintelui, avem Bine, probabil acceptul că și conducerii, părinții, da, trebuie dar să-și dea acceptul pentru... implicit își dau, indirect își dau acceptul, dar nu facem nimic greșit în a le informa noi, pentru că oricum se informează. Și decât să primească informații greșite de la prieteni sau din diverse surse, este preferabil să primească de la noi informații. Să le spunem, să le facem morală, nu cred că mai ajută la nimic. Sigur că mi s-a întâmplat foarte rar lucrul acesta. Adică au venit ori. Deci, dacă erau de 14-15 ani, erau instituționalizate, deci erau într-o formă de învățământ și atunci veneau cu asistenta de la cabinetul medical. Veneau sau venea una singură dintre eleve, doar pentru a fi consiliată. În rest, au venit cu mama, cu o mătușă, cu bunica, cu o soră mai mare. Deci erau însoțite și aveam acceptul unui tutore, a unui adult, dar nu cred Bun, că dar sunt putem și priva. situații în N-am care avut. poate nu pot să vină din anumite motive cu un adult. Le primiți și singure, decât să se N-am întâmple avut altceva, da? această situație și dat fiind faptul că doar informăm, nu cred că ar putea să constituie o greșeală mai majoră. Ignoranța poate să coste mai mult decât informarea. Și până la urmă, evident că este tot decizia acelei tinere ce va face cu viața ei. Bineînțeles. Însă în a-i explica care sunt efectele nedorite, pentru că în fond cu informația noastră vrem să le protejăm de tot ce poate să fie mai urât. O sarcină nedorită, o relație nefericită cu un băiat, o boală cu transmitere sexuală, un copil abandonat, da? Deci, din păcate, sau nu știu dacă să spun din fericire, din păcate, ele nu vin.
pentru consiliere. Din păcate, stabilim așa. Haideți să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în platou cu discuția despre metodele de planificare familială moderne. Am revenit în direct la Infomedica. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre contracepția modernă și alături de mine este doamna doctor Nicoleta Lamatic, specialistă pe acest subiect, medic primar de medicină generală și care își desfășoară activitatea la cabinetul de planning din cadrul policlinicii. Nu fac reclamă că e de la stat. Da? Și acolo o puteți găsi oricând, chiar oricând după program, dar oricând, fără trimitere de la medicul de familie, cum vă precizam în prima parte a emisiunii. Am vorbit noi despre consiliere, despre ce se întâmplă, de cum ar trebui să vină cuplurile. Eu sunt pe ideea asta de cuplu, că nu e treaba numai a unuia dintre parteneri. Dar ce înseamnă consilierea asta? Că poate mulți nu vin că se gândesc că e o discuție așa un pic... se jenează de ceva. Ei, ce întrebați? Ce le faceți? Ce nu le faceți? La ce să se aștepte? Sau poate unele persoane nu vin gândindu-se că primul lucru când vor intra în cabinet va fi să se suie pe masă și vor fi supuse unui examen ginecologic. Nu, consilierea, până la urmă, în acceptul tradițional, evident, este o comunicare între două persoane măcar. Deci suitul pe masă era o frică. Este. Pentru, și mai ales pentru tinere este o teamă, o temere, evident. Deci e un proces de comunicare pe care se sprijină cei doi care fac procesul de transmitere de informații și prin care, de fapt, noi încercăm să aflăm nevoia sau problema pentru care a venit acea persoană. Este un bun moment pentru că și acea persoană conștientizează dacă era nevoie, care sunt necesitățile din punct de vedere reproductiv, bineînțeles. Sau poate să fie situația în care o persoană a decis deja asupra unei metode de contracepție și vine pentru un plus de informații sau confirmarea unor comportamente legate de acea metodă de contracepție. Sau avut anumite reacții și să vadă dacă sunt legate. Exact, sunt legate de contracepție sau nu. Deci, practic, ce facem? Aflăm de ce a venit. Exact, este o discuție. Desigur că într-un climat cât mai prietenos, tu ai fost în cabinetul nostru și tocmai din acest motiv nu este masa ginecologică acolo. Nu, e mai ferită, dar e pentru cine vrea, nu pentru oricine. Exact, doi. Nu se începe nici măcar cu un consult medical, ci este pur și simplu o discuție. În cadrul consilierii contraceptive, noi, după ce aflăm ce dorește persoana apropo de contracepție, expunem ce metode de contracepție există în farmaciile noastre, pentru că așa să discutăm lucruri teoretice chiar n-are nicio eficiență. Și apoi despre fiecare metodă, evident, foarte pe scurt, ce înseamnă, care este modul de acțiune, care este eficiența, cât de repede revine fertilitatea la întreruperea metodei, care sunt efectele secundare, deci le explicăm cu multă onestitate, ca în final să explicăm acelei persoane că decizia îi aparține, dar marele câștig în urma consilierii este că va fi capabilă să ia o decizie informată. Explicându-i de asemenea că acest proces de consiliere nu se oprește odată cu plecarea din cabinetul nostru. Dacă dorește să ne reîntâlnească, dacă dorește să folosească o metodă de contracepție, noi putem să facem sau și schimbe, nu? Sau să o schimbe. Noi facem și consiliere de monitorizare, deci ceea ce ar trebui să-i dea încrederea în sine, încrederea în metodă și încrederea în serviciile noastre. Vizita de control, pe care noi sperăm, dar din păcate nu prea se întâmplă, înseamnă din nou o consiliere, adică de la a întreba cum se simte cu metoda, funcționează în cadrul cuplului, a apărut un efect secundar, e cazul să o schimbăm. Toate acestea, așa foarte pe scurt spuse, țin de consilierea contraceptivă. Acolo unde este cazul, și aici intervine
profesionalismul nostru, nu? Acolo unde este cazul, facem și pasul următor, evident, a unui consult medical, a unei recomandări de investigații paraclinice. Dacă este de acord persoana, bineînțeles, da? Dacă își dorește. A unei noi întâlniri, pentru că, așa cum spuneam, nu există metodă ideală. Toate sau fiecare metodă are și efecte secundare și până la urmă, deci iată, consilierea încearcă să reducă la zero efectele secundare, ajutând persoana să aleagă ce este mai bun pentru ea în acel moment. Și mi-a venit în minte un exemplu. Dacă o persoană are o anexită, și femeile cam știu ce înseamnă anexita, și dorește în acel moment să-și monteze un sterilet, atunci s-a hotărât, atunci are bani, a venit și dorește. Noi îi explicăm, în primul rând, că nu montăm noi sterilet la cabinetul nostru, dar facem consiliere în acest sens. Și cred că este foarte important, explicându-i, mai ales că am aflat că are o anexită, că nu este momentul oportun. Trebuie întâi să meargă la medicul ginecolog, să-și trateze anexita, apoi se va lua în considerație montarea unui sterilet. Deci, la momentul acela, steriletul nu era cea mai bună opțiune, dar va deveni cea mai bună alegere după tratarea anexitei. E doar așa un exemplu care mi-a venit în minte. Hai să vă pun o întrebare de asta, nici nu știu cum să-i zic, dar eu râd. Pentru că aud la multe persoane, citez, nu iau pastile pentru că îngrașă. Da, nu, am depășit faza în care, știi, eram uimită. Deci cine vrea să se îngrașe, cine are probleme, să ia un pumn de pastile. Glumesc, da, evident. Deci pastila de slăbit și de îngrășat. Deci cum e? Vezi, Alina, mi-am dat seama, am omis să spun că această consiliere și informare și educație pentru sănătate, de fapt, mai face ceva. Și anume... Dărâmă mituri. Exact. Dărâmă mituri care încă funcționează. Legat de, e o întrebare care mi se pune, de o utilizatoare de pilule sau de o viitoare utilizatoare de pilule. Este o temere aproape de înțeles la o femeie care ține la imaginea ei. E adevăr până la un punct, de acolo este fals. Și anume, în primul rând că nu se recomandă ca primă opțiune pilula la o persoană care este obeză. Sau dacă persoana are în familie cazuri de obezitate, cu atât mai mult noi o vom avertiza asupra stilului de viață. Pentru că în contracepția cu pilulă, de fapt, stilul de viață este cel care determină creșterea sau scăderea în greutate. Pentru că eu am avut situații în care au venit femeile, mai rar cei drept, să spună, știți, am slăbit de la pilulă. Ce pilulă e? De la pilula contraceptivă. Da, bineînțeles. Bun, deci dacă explicăm aceste lucruri femei, precum că atâta timp cât este tânără, cu o greutate normală, fără antecedente familiale de obezitate, care nu este sedentară, care nu face abuz de dulciuri concentrate, grăsimi animale și făinoase, care nu fumează, da, nu se va îngrășa folosind pilula contraceptivă. Dacă apare o ușoară creștere în greutate, poate să fie la începutul tratamentului, până și organismul se obișnuiește cu pilula. Este mai ales prin retenție de apă, cum se întâmplă multor femei înainte de menstruație, ca după menstruație această retenție de apă să dispară și atunci un kilogram care a fost peste să dispară. Dar este bun. Poate sunt și situațiile în care, totuși, atentă la cât se mișcă, atentă la ce mănâncă, a luat în greutate. Dar cine a împiedicat-o pe acea femeie utilizatoare să meargă la medicul de familie, la medicul ginecolog, să vină la cabinetul nostru și să spună, uitați, am observat că am luat în greutate, mai continui cu acest tratament sau schimb metoda contraceptivă? Ori, în realitate, femeile mai iau o lună și mai iau o lună și mai iau încă o lună pilula și după care
evident nemulțumite și doar aceasta e de vină. E mai Este o creștere a poftei de mâncare pe fondul unor schimbări hormonale, da? Nu neapărat, dar să ne gândim și pe fondul unor schimbări comportamentale și a unei relaxări psihice, atâta timp cât ai o viață sexuală în siguranță. Deci se poate și lucrul acesta întâmpla. Nu e vorba, hormonii aceștia sunt în primul rând sintetici, doi, nu se cumulează efectul lor cu efectul hormonilor ovarien, pentru că ovarele sunt blocate atâta timp cât femeia ia pilula aceasta combinată, dar asta înseamnă o consiliere, nu numai inițială, ci și pe parcursul folosirii unei metode contraceptive. Bun, că în cadrul acestei consilieri va fi întrebată, odată cu luarea pilulei, ce obiceiuri s-au schimbat, nu? Noi facem o anamneză, deci facem o anamneză exact ca într-un consult clasic, care are foarte mare importanță, pentru că ceea ce aflăm despre femeie cântărește foarte mult și în alegerea metodei contraceptive. Pentru că, sigur, o femeie este interesată de o metodă care să fie eficientă, o metodă care să fie sigură în sensul că să nu aducă efecte nedorite, accesibilă, comodă, unele doresc să fie cât mai discretă posibil. E adevărat, dar pe noi ne mai interesează, pe lângă aceste cerințe ale viitoare utilizatoare, ne interesează și dacă este fumătoare și câte țigări și de când fumează, dacă a avut, de exemplu, o tromboflebită în antecedente, dacă a mai avut sarcini, dacă în timpul sarcinii a avut vreo problemă, de exemplu, creșterea tensiunii arteriale sau un diabet de gestație, nouă ne ridică niște semne de întrebare apropo de viitorul acestei femei legat de hipertensiune sau un diabet patent real. Ne interesează dacă dorește să mai aibă vreodată copii, cât e de interesată de revenirea fertilității, ne interesează chiar și ce viață sexuală are, pentru că sunt femei care au contacte sexuale sporadice și atunci discutăm acest aspect și nu în ultim rând ne interesează dacă are unul sau mai mulți parteneri, pentru că femeile, cele care sunt responsabile, mai întreabă ceva legat de metoda de contracepție și anume dacă le protejează de o boală cu transmitere sexuală. Deja și spuneam că facem recoltarea PAP testului și că vorbim despre cancerul de col uterin, că nu facem doar recoltare, facem și consiliere, explicăm care e cauza cancerului de col uterin, interpretăm rezultatul când vine, pentru că femeile sunt foarte nerăbdătoare, neliniștite și în momentul în care totuși se văd cu o fișă în mână, așteaptă și o interpretare a acelui rezultat. Ei, femeile au început deja să știe că papilomavirusul este responsabil de cancerul de col uterin, se transmite prin contact sexual și atunci la bărbații și atunci și asta trebuie să știu, întrebarea dacă și câți parteneri și dacă știu ceva despre sănătatea lor nu este deloc întâmplătoare. Deci am dat exemple de câteva întrebări pe care le punem femeilor în cadrul acestei consilieri. Bun, deci o altă întrebare așa des întâlnită este despre sterilet. Înainte de sarcină, după sarcină, la tinerețe, la maturitate, când, deci se poate pune sterilet înainte de o sarcină? Îl avem aici? Îl avem aici, da. Că dacă tot ne-ați adus material didactic da. Să-l și arătăm, așa. Așa arată, să ne ajute colegul. Deci aici avem... Atâta timp cât există alternativă la sterilet, cât există și alte metode contraceptive, într-adevăr, poate ar fi bine ca steriletul să fie opțiunea unei femei după o primă naștere. Dar sunt și femei care doresc să amâne ani de zile apariția unui copil, doresc o contracepție comodă și cu o eficiență crescută și atunci montarea unui sterilet care să fie adecvat
poate chiar acum fiind, găsindu-se pe piață și steriletul care este cu un progestativ, nu ar mai fi chiar deloc de neglijat și această posibilitate. E preferabil, într-adevăr, să fie montarea unui sterilet după o primă naștere, dar ce este clar, sigur, că nu se poate monta un sterilet decât de către medicul specialist după aprecierea stării de sănătate genitale și stării de sănătate generale. După recoltarea pap testului, după recoltarea unui examen bacteriologic vaginal, deci așa cum am spus acel caz, nu este o opțiune care să se facă, să fie imediat pe loc fără toți acești pași preliminari, dar rămâne o metodă sigură, eficientă, comodă și mai contează ceva foarte mult, ca acea femeie să înțeleagă să-și păstreze o igienă genitală corectă, să meargă la controle pe care medicul ginecolog le recomandă, deci cu o periodicitate pe care medicul o recomandă, deci să fie o femeie responsabilă și tot repetăm responsabil, pentru că aș vrea să nu uit că 26 septembrie este ziua dedicată contracepției, că în 2017 sloganul a fost este viața ta, este responsabilitatea ta. Este plin de semnificație acest slogan. De asta tot am repetat în seara aceasta cât de responsabilitate. Da, responsabilitate. Mai avem ceva aici. Metodele de planificare familială foarte frumos structurate în funcție de eficiența lor. Da? Da. Deci femeile, normal, ca și bărbații și cuplu, cum am tot spus în seara aceasta, sunt cu toții interesați de eficiența metodelor de planificare familială. Pentru că nicio metodă nu este eficientă 100%, e un alt adevăr, totuși, iată, se poate observa că metodele de contracepție chirurgicale sunt cele cu eficiența cea mai crescută și metodele chirurgicale însemnând ligatura de trompe și vasectomia, numai că în cadrul consilierii noi explicăm femeii sau bărbatului că sunt metode considerate definitive, dar nu-i mai puțin adevărat că există chirurgie de reconstituire a permeabilității acestor canale. Dar de ce să ne chinuim atât? Canale. Dar totuși, nu întotdeauna această chirurgie de reconstituire are succes. Eu știu un caz când s-a realizat refacerea trompelor și, din păcate, prima sarcină după acest moment a fost o extrauterină, încât modificările totuși de fluid, de cili, de peristaltism al trompelor există. Apoi, dacă ne mai arată Alina, după metodele chirurgicale sunt metodele hormonale și e vorba despre pilulele, în mod special combinate, deci cu cei doi hormoni, dar și pilula numai cu progestativ. Apoi este această metodă pe care o promovăm și anume metoda amenorei de lactație și am să explic, pentru că e posibil să fie femei care înțeleg importanța alăptării la sân pentru sănătatea sa și pentru sănătatea nou-născutului și a sugarului, nu, dar condițiile ca această metodă amenorei de lactație să fie de eficiență 100% sunt clare și foarte, foarte ferme. Și anume, trebuie să aibă sugarul până în 6 luni, femeia să alăpteze integral, deci niciun alt aliment decât laptele de la sân și să nu fie avut menstruație. Deci dacă una din aceste condiții nu este îndeplinită, atunci nu mai vorbim de metoda amenoree, că amenorea înseamnă de fapt absența menstruației, metoda amenoreei de lactație, ci vorbim de situația unei femei care alăptează și care are și ea opțiuni în ceea ce privește contracepția.
Sigur că metodele de barieră, și acolo este ilustrat prezervativul, rămân de o eficiență crescută. Mă refer la prezervativ, care este cel mai folosit. Și singurul care protejează și împotriva bolilor cu transmitere sexuală, da? Desigur. Mai este diafragma, dar care nu este folosită la noi aproape deloc, este steriletul. Metodele injectabile? Metodele injectabile au fost, nu se mai importă, de cel puțin 2 ani sau chiar 3 ani. Eu am avut sporadice cazurile când aduceau din, își cumpărau din străinătate și noi doar administram. Dar erau eficiente? Erau eficiente pentru că erau tot metode hormonale, numai că, virgulă, calea de administrare era injectabilă și mult mai comod pentru că nu erau la o lună sau la 3 luni. Metodele naturale sunt cele mai puțin folosite, cele mai puțin eficiente și, din păcate, în zona noastră sunt cele mai folosite, cum ar fi metoda calendarului sau metoda studiului glerei cervicale, dar metoda calendarului deține recordul. Și evident că cea mai puțin eficientă este cea în care nu se folosește nimic. În concluzie, orice metodă este mai bună decât nimic, iar cea care e 100% eficientă, Alina, este abstinența, desigur. Păi nu e, da, bine, nu comentez. Spuneți-mi despre totuși această metodă naturală, atât de cunoscută și de folosită, da? Cât este, ca să fie mai eficientă, în care cazuri, în care femeia este sănătoasă, are ciclul menstrual regulat sau cum ar trebui să se folosească, să fie mai, nu, nu, aici spune așa, 90 de femei din 1000 ar putea rămâne însărcinate. Mi se pare cât, aproape 10%, nu? Este mult, dar în primul rând trebuie să fie o femeie care într-adevăr să aibă un ciclu regulat. Ar trebui ca timp de 6 luni să-și monitorizeze ciclul menstrual, cu mențiunea că ciclul menstrual, și bine să fac această mențiune, este durata de timp numărând din prima zi a unei menstruații până la menstruația următoare. Deci menstruația este efectiv perioada de câteva zile de sângerare genital. Monitorizându-și această măcar 6 luni, femeia poate să aprecieze momentul ovulației, care de obicei se produce la mijlocul ciclului menstrual, de obicei. Deci nu după ce a trecut, din momentul în care, din prima zi. Dacă ciclul menstrual este de 28 de zile, se presupune că în ciclul menstrual următor, care va fi tot de 28 de zile, de vorbesc despre o femeie la care ciclul, repet, sunt regulate, menstruația va fi în a 14-a zi. Cum se știe că spermatozoizi, excepțional, pot să trăiască în căile genitale feminine 4 zile, atunci 14 minus 4 înseamnă 10, 14 plus 4 înseamnă 18, încât perioada fertilă a următorului ciclu menstrual va fi între a 10-a și a 18-a zi. Marea întrebare este, cum se știe femeia când va avea ovulația în ciclul următor? Deci este un mare risc ca metoda să nu funcționeze, adică cea a abstinenței în perioada fertilă sau a folosirii unui mijloc de contracepție, cum ar fi prezervativul. Sunt situații în care femeia este mai stresată, este mai relaxată. Dau doar aceste două exemple care pot face ca ovulația să iasă din acest interval, să nu mai fie în a 14-a zi sau chiar pur și simplu să iasă din acest interval calculat sau să se întâmple excepțional în zilele de sângerare, adică de menstruație. Și atunci metoda calendarului nu mai funcționează, nu mai este eficientă. Iar pentru femeile care n-au ciclu regulat, există o formulă, dacă sunt dispuse să stea să calculeze, dar tot cu un mare risc de eșec. Și atunci iată, ajungem din nou la personalizarea consilierii. Această metodă funcționează și este în sensul că este mai ales aleasă de cuplurile unde, dacă e să apară o sarcină, nu e o problemă, dacă nu apare, au avut noroc și în acest ciclu menstrual, dar nu va fi aleasă de o persoană sau de un cuplu care doresc sigur
o metodă eficientă. Contraceptivul de urgență. Și dacă tot a folosit o persoană, să spunem, metoda calendarului și și-a dat seama că a greșit sau iată, a constatat că ciclul este neregulat. Lasă-mă așa. Dacă sau n-a folosit, sau s-a rupt prezervativul, sau a avut poate un inel vaginal și s-a dislocat și a ieșit inelul vaginal. Sunt o mulțime de situații din acestea când se poate folosi o a doua șansă de prevenire a sarcinii. Și aceasta este, de fapt, contracepția de urgență. Pentru o situație de urgență, a unui posibil contact sexual fertilizant. Noutatea este aceea că a apărut și la noi pilula ce poate să fie luată în următoarele 5 zile după un posibil incident. 5 zile. Deci, de la contactul sexual. Exact. Da? Posibil fertilizant. Deci dacă până în anii de în urmă era doar pilula care se putea folosi în următoarele 3 zile, iată că acum este și această pilulă. Sau dacă nu dorește sau femeia se gândește la contracepție pe termen lung și întrunește condițiile de sănătate genitală și generală, se poate monta în următoarele 5 zile după acel incident un sterilet. Deci a luat pastila și a și montat sterilet? Nu. Deci dacă nu dorește contracepție orală și se gândește, pentru că încă și iar ajungem la informații. Este o situație de urgență care previne, cel puțin în contracepția aceasta orală, care este, bineînțeles că hormonală, previne sau amână ovulația. Ea este eficientă 48 de ore. Femeia trebuie să știe că după pilula, în cadrul contracepției de urgență, până la următoarea menstruație, trebuie să folosească un mijloc de protecție. Nu mai este protejată de pilulă. Și acest mijloc de protecție poate să fie prezervativul sau un spermicid. Urmând ca de la viitoarea menstruație să fie consiliată sau să aleagă un mijloc de contracepție pe termen lung. Dacă, în schimb, femeia știe că și își dorea un sterilet și știe că nu vrea în următorii ani un copil, poate să aleagă în cadrul contracepției de urgență montarea unui sterilet în următoarele 5 zile după contactul sexual posibil fertilizant. Bun. Totul să fie sănătoasă, adică să întrunească condițiile de montare. Bun. Revenind un pic la pilula asta de urgență, asta e acum nouă apărută pentru 5 zile. Cea clasică era până în a treia zi. Da. Bun. În a treia zi sau 72 de ore de la posibilul... Bun. Dar dacă zice, uite, acum accidentul marți la ora D, da? Și știe că e valabil următoarele 3-4 zile, poate să n-aibă nicio problemă știind că în a 5-a zi va lua pastila. Da. Da? Deci, oricum, pentru că calculul trebuie să se facă de la cel mai îndepărtat contact sexual, posibil fertilizant, dar mai este un lucru, nici măcar acestea nu sunt de o eficiență 100%. Cu cât aceste pilule sunt luate mai repede, cu atât eficiența este mai mare. Vorbeam despre amânare sau întârziere a ovulației. Uh-huh. Și mai trebuie ceva femeia să știe, că are acces la contracepția orală de urgență în farmacie, în sensul că poate să și-o achiziționeze fără rețetă. E bine, eu de atâtea ori am tot spus, măcar o dată sau ar trebui totuși și la noi femeile să-și obțină contraceptivele hormonale cu rețetă, pentru că tot femeile sunt cele care sunt nemulțumite de efectele secundare. Bun, revenind, contracepția de urgență este accesibilă. S-a mai schimbat optica, dacă înainte se spunea că doar o dată sau de două ori pe an. Acum, optica poate fi folosită contracepția de urgență ori de câte ori are nevoie femeia sănătoasă. Atenție! Deci la nevoie, nu o folosim ca metodă de contracepție. Și trebuie să înțelegem urgența într-adevăr ca o situație excepțională. Mm-hmm. Dar dacă și atunci trebuie ca acea femeie să-și reconsidere atitudinea față de viața ei reproductivă. De aceea spuneam, după ce
a trecut prin această a doua șansă, trebuie să se gândească singur, împreună cu partenerul, împreună consiliată, cu un consilier, indiferent ce medic de specialitate este, spuneam, poate să fie medicul de familie, medicul ginecolog sau de la cabinetul de plenic, ea va trebui sau e bine să se gândească la o metodă pe termen lung, constantă. Dar oricum e preferabil această atitudine decât să treacă printr-un avort și să treacă printr-un chiuretaj. Femeia trebuie avertizată că, pe lângă faptul că, repet, până la menstruația următoare trebuie să, dacă are contacte sexuale, să se protejeze cu prezervativ și dacă observă că menstruația nu vine nici măcar după 7 zile de la data pe care o știa, să-și facă un test de sarcină, să meargă la un consult, pentru că e posibil și această metodă să eșueze. Iar cel puțin, încă un lucru și cu asta închei, pentru pilula aceasta ce se poate administra până în a 5-a zi, e preferabil ca femeia care alăptează timp de 7 zile să arunce laptele de la sân. Pentru că studiile încă nu sunt chiar atât de ferme în ceea ce privește cum ar fi pilula ce se poate administra până în a 3-a zi și care conține un progestativ. E posibil să afecteze secreția lactată și implicit copilul. Ultima întrebare, că ne aveți zis colegul, că în cazul testului de sarcină, cât de repede după contactul sexual poate ieși sarcina în testul de sarcină? După 7 zile de la posibilul apariția sarcinii, deși pe fiecare test de sarcină scrie că este bine să se repete, da, și după a 10-a zi, dar e bine, dacă și al doilea test de sarcină iese negativ și femeia totuși are dubii, să se prezinte la un consult de specialitate unde se poate face și o ecografie. Nu, dar genitală. Sigur după 14 după zile? După 14 după... zile, okay. Da. Bun. Acestea fiind spuse, ne luăm la revedere, nu înainte de a vă mulțumi pentru prezența din această seară, pentru informațiile pe care le-ați oferit și pentru, totodată pentru apelul pe care îl faceți către persoane care trebuie să vină să aibă grijă de sănătatea lor reproductivă, cum le-ați spus dumneavoastră. Doamna doctor Nicoleta Lamatic vă așteaptă la policlinica, la vechea policlinică, la cabinetul de planning. Ați văzut-o și noastră, e drăguță, se poate vorbi cu dânsa. Deci fără să aibă așa un pic de cine știe ce idei preconcepute. Doamna doctor, mulțumesc încă o dată și mult succes în activitate. Mulțumesc. Dumneavoastră celor de acasă, până data viitoare, multă sănătate! La revedere!